Coaliției pentru Dezvoltarea României. O reuniune extrem de interesantă, în care am purtat un dialog extrem de benefic pentru măsurile pe care urmează să le luăm, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu, cât și pe termen lung. Măsuri de susținere a mediului de afaceri, măsuri de susținere a angajaților și, de asemenea, măsuri de modernizare, măsuri de dezvoltare în toate domeniile importante de activitate, sănătate, educație, infrastructură de transport, sistemul fiscal, absorbția de fonduri europene. A fost un dialog extrem de util în care fiecare reprezentant al task force-urilor de la nivelul coaliției, care reunesc specialiști de marcă, au venit cu soluții, cu propuneri, cu priorități și de asemenea mi-au adresat întrebări la care le-am dat răspunsurile în măsura în care guvernul are pregătit măsuri și decizii legate de problemele ridicate. Am văzut că ministrul Sănătății Nelu Tătaru spunea că se gândește la ceva restricții pentru Valea Prahovei și Litoral, pentru că, citez, acolo nu se respectă cele mai multe dintre reguli. Ați discutat cu dumneavoastră? Miercuri voi convoca toți miniștrii și toate instituțiile statului care au atribuții de control, de la Ministerul Afacerilor Interne cu Poliție, Jandarmerie, până la Ministerul Sănătății cu Direcțiile de Sănătate Publică, Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor, ANSVSA, pentru a face o analiză a planului de măsuri pentru a asigura respectarea regulilor. Într-adevăr, s-a văzut clar că în foarte multe locuri nu sunt respectate regulile și există un risc de transmitere a virusului crescut din cauza nerespectării acestor reguli. Și pe plaje, dacă la început așezarea a fost conformă, încetul cu încetul s-a intrat într-o devălmășie și aproape nu s-a mai respectat nicio regulă. Sigur, înțeleg că e aglomerație, dar și pe terase trebuie respectate regulile de distanțare care sunt stabilite. Aici poate trebuie gândită o altă fel de programare a mersului la masă și în alte locuri. Chiar m-au îngrijorat, vă spun sincer, am văzut niște imagini cu care aproape nu s-a mai respectat nicio regulă. Este foarte important să se respecte aceste reguli, iar în ceea ce privește autoritățile și instituțiile statului român, miercuri le voi da un semnal de mobilizare la maxim, pentru că este o mobilizare care este în interesul cetățeanului și care nu are alt scop decât de a apăra sănătatea și viața oamenilor. Prin de tot vorbeați de funcționați accesul fie pe litoral sau pe Valea Prahovei, tocmai din acest motiv? Când vom lua o decizie, o vom anunța. Dacă tot vorbeați de devălmășie, am văzut și niște imagini ale unor lideri liberali, mă refer aici la PNL Iași, care din imagini se vede foarte clar că nu a fost respectată distanțarea socială. Și unul dintre membrii cabinetului dumneavoastră, Costel Alexia, a participat la această reuniune cu 100 de persoane. Din câte știu, a fost o întâlnire în aer liber. La o locație, în aer liber, eu nu am participat la acea întâlnire, o să verific și când o să văd circumstanțele, vom lua decizia. Restaurantele se redeschide la data de 1 iulie? La această întrebare, orice măsură de relaxare va fi dezbătută în structurile de specialiști, în Consiliul de Suport Tehnico-Științific, în cadrul INSP, în cadrul Comisiei Anticovid, după care vom discuta în CNSU și în Guvern. Dacă vom lua noi măsuri de relaxare, le vom anunța public. Vă spun că evoluția în ultimele 10 zile este o evoluție care ne face să fim foarte precauți în măsuri ulterioare de relaxare. Dar în opinia dumneavoastră, având în vedere că a crescut numărul cazurilor de COVID în ultimele zile, credeți că este oportun să fie redeschise restaurantele de la 1 iulie? Să mă întrebați o opinie personală. În opinia dumneavoastră de premier, pentru că spuneați că... Sigur că am opinii personale, dar în calitate de premier, prefer să vă prezint deciziile lor. Dar aceste măsuri asta este... trebuie luate înainte, de exemplu, pentru a evita ceea ce s-a întâmplat pe litoral. Știți foarte bine că
planul de relaxare pe care l-am pus la punct cu specialiștii, cu toți cei care au contribuit la acest plan de relaxare, este un plan de relaxare în etape, din 15 în 15 zile, și că este necesară o evaluare înainte de a adopta alte măsuri a modului în care s-au desfășurat lucrurile în interiorul perioadei, nu neapărat de 15 zile, dar măcar 12 zile. Din cauza asta, măsurile le-am anunțat cu o zi, două, înainte de intrarea în vigoare a măsurilor de relaxare. Oricum, când e vorba de măsuri de relaxare, cu siguranță că e nevoie de un timp pentru a transpune aceste măsuri de relaxare și pentru a impune respectarea regulilor pentru fiecare activitate care iese de sub restricție. Aveți de gând să trimiteți controle, de exemplu, pe litoral, unde am văzut și cu toți imagini la televizor, sunt acele terase care, deși sunt în aer liber, sunt 10 persoane, 20 de persoane la masă. Ce veți face în perioada următoare? Pentru că este și acolo un risc crescut. Prezență pe teren, mobilizare maximă și prezență în teren a tuturor instituțiilor cu atribuții de control, evident, cu obiectivul de respectarea regulilor, cu obiectivul de a îi determina pe, fie pe cei care desfășoară activitățile, fie pe cetățeni, să respecte regulile. E posibil să reintroduceți carantina sau izolarea pentru cei care vin din Bulgaria? Întrucât sunt foarte... Deocamdată nu, e un termen de evaluare doar dacă o perioadă de 14 zile constant se depășește indicele de 5 care a fost stabilit, să iau astfel de decizie legată de o țară. Aici, în schimb, suntem foarte atenți la ce se întâmplă la nivel european. Comisia Europeană are în dezbatere instituirea unei reguli privitoare la tratamentul țărilor, în măsura în care Comisia Europeană va institui o regulă. Noi ne vom adapta și vom prelua decizia care este luată la nivel european. Data alegerilor locale rămâne bătută în... Cu siguranță, 27 septembrie. Acum, e adevărat că există o ușoară creștere a numărului de persoane infectate, pe de altă parte, încă suntem sub plafonul de, cum să spun, de risc. Suntem doar în gardă, suntem foarte atenți și încercăm să asigurăm toate măsurile care țin de noi, de autorități, privitor la respectarea regulilor. Când va adopta guvernul noul pachet de măsuri privind relansarea economiei? Prezentarea programului economic va fi miercuri, alături de președintele României, cu care am colaborat foarte apropiat. Și după prezentarea programului economic, obiectivul nostru este ca în maxim o lună de zile să adoptăm toate actele normative necesare pentru implementarea măsurilor din program. Suntem aproape gata cu proiectul de act normativ. Referiți la miliardul care este rezultat din realocarea fondurilor. Suntem cu actul normativ aproape gata. Cel mai probabil îl vom adopta cam într-o săptămână după prezentarea programului. Există o posibilitate să renunțați la cota unică pentru că astfel de informații? Păi nu, asta... Nu cred că ați văzut în discursul public al unui liberal. Partidul Național Liberal apără cota unică. Este una dintre măsurile liberale cele mai importante, care au avut efecte extrem de favorabile pentru România și nu renunțăm sub nicio formă la cota unică. Vorbeați de contribuții la asigurările de sănătate diferite mai devreme. Spuneați că una dintre problemele infrastructurii sanitare este faptul că este subfinanțată toată această zonă de investiții. Avem doar 7 milioane de contribuabili și toată lumea are acces în momentul de față la sistem și s-ar impune o extindere a bazei de impozitare. Spuneți-ne concret la ce vă referiți, un CSS diferențiat în funcție de venituri, o mărire a CSS-ului în general ca și contribuție din partea contribuabililor în general? Două măsuri v-am dat-o, asigurările private, facultative. Da, vorbea și de extinderea bazei de impozitare. Extinderea bazei de impozitare, când vom lua o decizie, o vom face publică. Am luat decizia foarte clară. Nicușor Dan este candidatul Partidului Național Liberal, candidat care este sprijinit și de partenerii noștri. De altfel, acest lucru este clar, limpede. Trebuie să știți că Nicușor Dan are capacitatea de a câștiga primăria capitalei și ceea ce mă interesează pe mine, cunoaște problemele Bucureștiului și are soluțiile pentru a rezolva problemele bucureștenilor.
iar din punctul nostru de vedere este vital pentru București să se producă o schimbare profundă. Singurul care poate să aducă această schimbare în bine este Nicușor Dan. Toate speculațiile care apar pe surse în diferite canale de presă sunt de fapt lansate de cei cărora a început să le fugă pământul de sub picioare după decizia pe care am luat-o de a-l sprijini pe Nicușor Dan. În privința majorului pensiilor, știm că ministrul de Finanțe spunea de 10%, înțelegem că dumneavoastră v-ați dori 15%. Ne puteți spune, poate mă întrebați legat de programul economic, de investiții pe care vrem să le facem, de formele de sprijin a angajaților, de formele de sprijin pentru companii. Când vom avea o decizie luată pe acest subiect, o vom face publică. Există un nou set de rigori în ceea ce privește organizarea evenimentelor din aer liber și aici mă refer la nunți, botezuri. Păi sunt aceleași reguli care au existat și până acum. Există limitări care sunt stabilite prin hotărârea de guvern. Deocamdată nu am știință de elaborarea unor modificări. Și se gândesc că autoritățile poate să extindă numărul de participanți? Sigur că am avut în vedere să extindem numărul de participanți, dar vedem dacă mai e posibil lucrul ăsta. Dacă tot vorbeați de rigori... Încă vă spun, aici lucrurile sunt simple. În măsura în care oamenii respectă regulile, și nu numai oamenii, și organizatorii transportului public, m-aș bucura foarte mult să văd poliția locală, că nu neapărat să-i amendeze pe oamenii care n-au mască, măcar să le oferă o mască dacă nu au mască. Să facă ceva proactiv pentru cei care nu au. Chiar și patronii de restaurante, de terase, pot să fie un pic mai riguroși în a-i ruga politicos pe clienții lor să respecte regulile, pentru că e o chestiune care este în interesul oamenilor, dar în general în toate domeniile de activitate. Cu cât se respectă regulile mai bine, cu atât riscul de răspândire a virusului este mai mic și cu atât posibilitatea de a adopta noi măsuri de relaxare este mai mare. Iar dorința mea și dorința colegilor mei a fost întotdeauna de a nu mai adopta alte măsuri de restricții, de a nu reveni la restricții, ci dimpotrivă de a încerca să trăim cu acest virus prin respectarea regulilor, care sunt reguli simple, care pot fi deprinse de oricine. Vorbeați de rigurozitate. Grupul de comunicare strategică sâmbătă a trimis două cifre diferite. Evident că era procentul imens la numărul de îmbolnăviri, după care a venit cu o comunicare în care corecta ce se întâmplă în momentul de... Nu corecta, v-a dat cifra. Cifra. Și prima cifra a fost de 12.370 și ceva. Uneori pot să mai apară niște greșeli la un funcționar sau altul. Dar vi s-a comunicat cifra, da, cifra numărului de teste... Sunt permise. Dacă tot cereți rigurozitate, ne așteptăm și la grupul de comunicare strategică. Grupul de comunicare strategică v-a comunicat riguros toate datele de-a lungul timpului și aici rectificarea a apărut într-un termen foarte scurt. Domnule premier, nici la aceste alegeri PNL nu a reușit să aibă candidați comuni pe dreapta. Vedem că USR și-a anunțat deja candidații la sectoarele din... Cum adică PNL nu a reușit să aibă candidați comuni pe dreapta? PNL a luat decizia... PNL a luat, deci Partidul Național Liberal, a luat decizia de a sprijini candidatura lui Nicușor Dan. Da, dar ce faceți cu primăriile de sectoare, care sunt și ele importante? Sigur că mi-aș dori să mergem în aceeași formulă și la sectoare, cu singura condiție să avem și cu cine să luăm această decizie. Spuneți că cei din USR nu au fost deschiși, ce s-a întâmplat, de ce nu au mers în decizie? Nu, noi ne-am anunțat candidații la primările de sectoare. Păi nu, aia cu siguranță, cu analiza pe fiecare localitate, pe fiecare stat, se vede. Avem măsura carantinării care o avem la dispoziție, putem lua niște măsuri locale prin intermediul Comitetului pentru Situații de Urgență de la nivel local sau județean, dacă este vorba de județ. Ce urmărim cu mare atenție este modul de răspândire și am spus încă de o săptămână că ceea ce este nu foarte bine, este faptul că persoanele care sunt infectate nu sunt neapărat în niște focare. Pare că există o răspândire în comunitate și nu sunt cazuri cumulate în niște focare. Și din cauza asta am solicitat Direcțiilor de Sănătate Publică să accelereze anchetele epidemiologice pentru a determina persoanele de contact, astfel încât acestea să fie izolate și să nu transmită virusul în comunitate.